Câțiva parlamentari din regiunea Sud-Muntenia și un consilier din cadrul cabinetului parlamentar al deputatului de Giurgiu Florian Nicolae au onorat invitația Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia de a participa la o sesiune de informare cu privire la accesarea fondurilor europene. Specialiștii agenției au prezentat situația proiectelor accesate pe fiecare județ al regiunii, despre Giurgiu veștile nefiind dintre cele mai bune. Astfel, la capitolul infrastructură de transport sunt foarte mari probleme de implementare la proiectele de modernizarea drumurilor județene 411 și 603, Consiliul Județean Giurgiu fiind aproape de situația de a da înapoi banii europeni. E vorba de drumul județean 411 și drumul județean 603. Sunt proiecte cu o valoare totală de 109 milioane de lei, respectiv 75 de milioane de lei, care nu cred că se vor finaliza. Sunt pe lista de proiecte cu risc de nefinalizare, dată la minister. Din păcate, unul din el este, respectiv DG411, este la 80% realizare de 2 ani. Și stă așa. Pentru a evita riscul ca județul Giurgiu să returneze milioane de euro folosite ineficient, reprezentanții Agenției Regionale de la Călăraș au avut numeroase discuții cu conducerea Consiliului Județean Giurgiu, instituția care trebuie să urgenteze implementarea acestor proiecte. Am încercat, am chemat Consiliul Județean împreună cu domnul director, cu echipa de proiecte, de numărate ori aici, am discutat cu dumnealor, ne-am dus la Consiliul Județean, s-a discutat acolo, mai mult de atât, noi nu știm ce am putea face. Dar, din păcate, ele sunt în acest stadiu. Dacă, Doamne ferește, nu se realizează și nu se vor aproba nici aceste acte adiționale de finalizare, pentru că încă nu se știe la nivelul Ministerului cât va accepta Comisia sau nu finalizarea pe banii beneficiarului până la jumătatea anului următor, există pericolul să fie reziliate. Și asta înseamnă o povară fantastică pe bugetul întregului județ. Un alt proiect cu probleme este cel de la Mănăstirea Comana, unde lucrările s-au împotmolit de ceva vreme și riscă să nu fie finalizate la termenul stabilit. Mănăstirea Comana, iarăși un proiect cu probleme, un proiect foarte mare, dar sperăm din tot sufletul să se realizeze. Este și el un proiect care a debutat foarte greu. A avut un început destul de dificil. A avut o perioadă în care am sperat că se va finaliza, au existat nenumărate neînțelegeri dintre proiectanți și constructori, de asemenea foarte multe ședințe am avut cu ei. La un moment dat luasem hotărârea ca în fiecare lună să ne vedem cu cei de la Comana. Ne duceam noi la Consiliu, vorbeam cu ei, veneau ei aici. Dar mai mult de atât trebuie să nu știu ce am putea să facem. Sperăm ca să se finalizeze. Contactați de noi, reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu recunosc toate aceste probleme și spun că fac eforturi ca proiectele întârziate să fie duse la bun sfârșit. Se lucrează pe DG411 și pe DG603, însă mai este puțin până la sfârșitul anului și nu se știe dacă termenele vor fi respectate. Totuși, pentru a evita astfel de implementări cu deficiențe, proiectele care vor fi accesate prin programul operațional regional 2014-2020 vor fi mult mai atent studiate, în sensul că se vor analiza riscurile, dar și limitele dintre legalitate și ilegalitate. Pentru 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia poate oferi finanțare pe 10 axe, iar condițiile generale de accesare a fondurilor pot fi găsite pe site-ul instituției adremuntenia.ro.